La nivel internațional, macro, în ultimul an am văzut multe mișcări mari. Am văzut cum doi coloși ai publicității au încercat și au eșuat să se unească pentru a face față, s-a spus, în bătălia cu cel mai mare furnizor de media, Google. La noi, la nivel micro, nu se pune problema de astfel de bătălii. La noi sunt alte bătălii de purtat și multe. Care e cea mai importantă care s-a petrecut pe plan local în ultimul an? Păi a fost bătălia legată de ordonanță. Cred că ăsta a fost factorul care ne-a influențat cel mai mult în 2013. A fost un factor care ne-a pus probleme de foarte multe feluri. Au fost probleme legate de cum se derulau contractele în vigoare, de altfel, cu clienții noștri. Au fost probleme logistice, probleme juridice, probleme de reprezentare în fața furnizorilor de media. Pe plan local, clar, ăsta a fost factorul care ne-a influențat cel mai mult. Lucrurile s-au așezat, au intrat pe un făgaș, în ultim, de un an încoace. În momentul acesta, care sunt efectele ordonanței asupra bugetelor? Asupra pieței de publicitate în general? Asupra bugetelor nu sunt niște efecte semnificative, cel puțin noi n-am văzut, uitându-ne, să spunem, la primul trimestru lui 2014. 2013 era cumva așezat, în momentul în care a apărut ordonanța pe 12 aprilie, bugetele erau deja comise la stații. Pentru 2014, ceea ce am văzut în primul trimestru, nu am văzut o reașezare majoră a bugetelor. Estimăm piața de media extrem de similar cu nivelul lui 2013, undeva la 280-290 de milioane. Nu am văzut surprinzător niște reașezări masive între medii, ceea ce se specula la un moment dat. Există o reașezare înspre mediul digital, dar vine mai degrabă dinspre consumator decât dinspre partea agențiilor sau clienților. La nivel de stații, efectele sunt mai degrabă asupra stațiilor de nișă, stațiile internaționale, pentru că operează din străinătate și asta impune niște probleme logistice. Iar la nivel de agenții, acum cumva ne-am așezat, după cum spuneai, am învățat să operăm și în acest nou sistem. Există evident un efect asupra cifrei de afaceri, pentru că știi că pentru agențiile de media, cifra de afaceri cumula bugetele de televiziune ale clienților pe care îi reprezentam. Nu se mai întâmplă lucrul ăsta, deci la nivel de cifră de afaceri, toată piața va raporta o scădere semnificativă. Și ne-am așezat, într-un final, ne-am așezat. Ce înseamnă mai precis că v-ați așezat? Cum funcționează lucrurile acum? Păi funcționează pe bază de împuternicire din partea clienților. E o împuternicire specifică în afara contractului pe care îl avem. E o împuternicire de reprezentare, negociere și semnare cu stațiile TV în numele și pe seama clienților. Bugetele nu mai trec prin noi, dar facem cum ar veni o muncă de verificare prealabilă, deci facturile trec pe la noi pentru verificarea conformității și sunt transmise ulterior clienților pentru plată. Și așa funcționăm. Suntem de acord că lucrurile au ajuns pe un făgaș normal, inclusiv pentru agenții. Dar IAA România, Organizația Industriei de Comunicare, a dat recent publicității un sondaj referitor la părerile membrilor săi, din care reiese că agențiile de media sunt mult mai pesimiste chiar și decât furnizorii, care sunt cei mai loviți de mulți ani încoace de situația din publicitate. Sunt mai pesimiste chiar și decât furnizorii când vine vorba atât despre evoluția pieței, cât și despre calitatea campaniilor. De unde atâta pesimism în agenții? Am mai zis cineva înaintea mea, a fost un an greu și cred că ne-am învățat să luăm totul cu pesimism, apropo de evoluțiile pieței. Acum, după cum ți-am spus la început, nici noi nu estimăm o creștere a pieței, cel puțin una semnificativă pentru 2014. Sunt semnale din punct de vedere economic că consumul s-ar regla, ceea ce în mod firesc ar trebui să ducă într-o creștere a bugetelor de publicitate, dar și clienții au învățat să fie foarte, foarte atenți și nu vor face pasul ăsta imediat ce vor vedea un semn de îmbunătățire. La nivel de calitate a campaniilor,
Da, agențiile sunt pesimiste apropo de calitatea acestor campanii și cred că revine pe tapet discuția remunerării agențiilor. Acest pesimism vine cumva din o nemulțumire destul de evidentă a agențiilor, atât de creație cât și de media, apropo de modul de remunerare și de plată al agențiilor. E o vorbă urâtă, dar sănătoasă, you pay peanuts, you get monkeys, și probabil că asta se întâmplă acum în piață. Deci pesimismul mai degrabă de acolo îl văd venind. Ce se întâmplă în momentul ăsta legat de comisioanele agenției, cum au evoluat ele în ultimul an în funcție de ordonanță sau în funcție de alți factori? Și da, eventual rebate-ul aplicat altor medii, dacă la TV nu mai este voie? Referitor la comisioane, nu am văzut din nefericire o rearanjare a comisioanelor. Toate agențiile cumva au luptat fiecare cu clienții lor să le explice necesitatea unor comisioane care cumva să ne acopere munca. Nu am văzut o rearanjare a acestor comisioane, din contră, văd în continuare în procese de licitații comisioane de 1% care sunt oferite. Noi personal avem destul de mulți clienți care vin cu contracte multianuale, contracte globale, care prevăd un nivel al comisionului pe întreaga durată a contractului și atunci e foarte dificil să negociem. Ce am făcut și cumva am încercat să ne reașezăm în această nouă lume este să oferim servicii suplimentare, servicii care sunt în afara acelui scope of work stabilit în contractul global, și acolo ar fi un extra source of revenue. Referitor la rebate-urile pentru alte medii, din nou n-am văzut o rearanjare. Procentele obținute și oferite, să spunem, de furnizori sunt foarte in line cu ceea ce s-a oferit în 2013.